Salut! Mi s-a spus să-mi schimb freezerul. Până când caut eu unul pe internet, vă las în compania unui nou prieten al meu, care are un invitat special. Am auzit că ai fost la o petrecere cu ciuciunghezi. Unde ai auzit așa ceva? La Radio Erevan. Imposibil. Acolo unde am fost nu era doar Radio Doha și cel mult al Duhail. Și totuși, Antal mi-a zis ceva de niște folcloriste. Nu erau folcloriste, ci doar o doamnă din Ploiești. Antal a petrecut toată seara cu ea. Bună seara, numele meu este Adina. Bine ați venit la lansarea Angel Nieto Team. Am văzut totuși ceva dansuri tradiționale. Dacă pentru tine dansul tradițional înseamnă niște filipinezi care fac niște dansuri mexicane, atunci da. În schimb, au apărut la un moment dat niște băieți care păreau să umble cu un fel de capră catareză. Văd că le cam știi. Zi-mi atunci prima strofă din imnul ăsta catarez. Cred că e ceva de genul deșteaptă-te catarezule și fă banda să meargă. Deci, până la urmă, unde ai fost? E un pic mai complicat. A fost o petrecere de lansare a unei echipe de Moto3 și Moto2 în Motomondial. Echipa Angel Nieto, care are acum un nou sponsor, Sama Global Investment. Sponsorul fiind din Qatar, petrecerea s-a ținut în Qatar și de aceea am fost și noi invitați acolo și... Bine. Ha ha!